Salut și am găsit la un episod din Sump! Da, stai mă, stai ca în Sump pe fundal, știu că nu se vede nimic, dar înainte să începem vreau să vă amint... stai să mergem la, uite, la primul, la Trex. Deci, vă rog să apăsați pe clopoțelul ăsta aici, trimite toate notificările și dați salvează, da, și o să fiți cu o notificare aici când eu o să fac live-uri. Pentru... Am un mesaj. Am un mail, your account, ok. E-mailul cu despre e-mailurile trimise de către Nefrit Vo. V-ați uitat parole, recuperări și confirmări de e-mail și toate chestiile astea. Bun, hai să începem. În primul rând, o să vorbim în clipul ăsta despre sistemele serverului. Dar, mamă, câte idei îmi vin dintr-o dată și... prea multe cuvinte deodată îmi vin. Prea multe idei. Bun, deci... În primul rând să-mi lăsați un like. Nu, pe bune, dar face de obicei la live cu la seria asta o să pun. Ați văzut că n-am mai pus Sump. Adică n-am mai pus nimic, că am făcut doar live-uri și... de asta vă și spun să activați clopoțelul ăla de acolo, pentru că prin notificare pe, și pe telefon, WakeTuber transmite în Flux Live sau ceva de genul. Scrie și pe PC când eu fac live-uri pe server, pentru că o să începem o serie de live-uri zilnice, dar... Momentan, adică am făcut cred că 8 live, 8 zile dar în live, sau cred că pauză într-una din ele. Am fost în scot mă seaua și dacă mă urmăriți pe Facebook vedeți asta. Nu știu dacă se dar am o falcă mai umflată decât alta, da? Și acum ideea e că e caniculă la mine, nu știu, eu sunt din Gorej. La mine e, sunt undeva la 30 și un pic de grade, cred. Și lăsați-mi și mie în comentarii câte grade sunt la voi pe server. Coil! Aoleu, câte grade sunt la voi pe server? Câte grade sunt la voi în oraș, în sat, unde stați voi? De fapt, la mine, sat, sunt 30 grade. sau la voi pe server, bine, nu știu dacă mai alți server, sincer, cu temperatură. La noi sunt 30 de grade pe server, dacă tot am adus în discuție și asta. Da? Deci să apăsați clopoțelul pentru că primiți notificare când fac live, da? De obicei ne zisăm pe Sump. Bun, hai să vedem. Deci temperatura 30 de grade. Ce e cu chestia asta de aici? Pentru că am spus-o doar pe live-uri și nu știu câți dintre voi vă uitați la live-uri. La clipuri, sunt sigur că vă uitați, că de-aia facem locuri de like-uri la clip. Ce e cu temperatura? Păi în funcție de ora zilei, de loc unde te afli și alte chestii de-astea, mai mulți factori, este o temperatură pe server, pe zonele serverului, da? De exemplu aici, la departamentul de poliție din San Fierro, sunt undeva la 30 de grade, buzul vă transmite starea vremii. Ce este cu chestia asta cu 1%? Păi ați văzut că am avut de vreme 0.75, cred, sau ceva de genul, cred că am avut, am văzut ceva acolo și acum am 1.5, da? 1.5%. Dacă o să fac 100% caracterul nostru, mai meargă, o să obosească imediat și trebuie să ne răcorim. Cum ne răcorim? Mergem la standul de înghețată, by ice IC cream. Prin gospodarea acestei înghețate te-ai răcorit, trebuie să te-ai împreună, că noi suntem samperi pârliți și nu se corect. Și am zis înapoi la 0 grade, da, putem munci, putem face o continuare. Sau dacă avem un vehicul VIP, doar acum are aer condiționat, dar plățim, sunt încă deschise că nu vreau să fac bani în server. Adică, cum am spus și în clipul ăla, nu mi-au acceptat de parteneriatul încă, dar sperăm săptămâna asta. Știu că așa zic mereu, dar acum e pe bune. Da, bine, hai, nu trebuie să ai neapărat aer condiționat mașină ca să te răcurești. Poți să te arunci în apă, da, și dacă te arunci în apă, te răcurești. Trebuie să noți un pic câteva secunde, minute, zeci de secunde, ceva de genul, și te răcurești. Sau dacă mergi pe plajă, te răcurești, sau dacă... bei din Alhambra, de exemplu, Alhambra, de fapt, dacă bei bere sau altă băuturi, te răcurești și poți munci neapă la job. Ce s-a mai adăugat nou? Păi dacă mergem în plaja din Goto, din Los Santos, chestia asta va fi pe tot parcursul verii, probabil la, o să băgăm ceva gen și pe, și la iarnă, să vedem, sau la toamnă, să vedem ce sisteme facem, pentru că da, noi suntem aia care nu ne ocupăm de server, măi. Am deschis server pentru banii, măi. Server de o lună, măi. Nu o să facem nimic, nu o să ajungă niciun de fantoma asta de server. 870 de playere acum la ora asta. bun, hai să vedem ce s-a băgat pe plajă. Un ring unde sunt sute de playere seara. Glumesc, sunt 5-6 playere. Sunt destul de mulți playere aici seara. Pot să cânt chiar și la, de exemplu, Dance 3. Hai să bag la tobe. Dance 4.
O să-mi iau un skin de vară, seta, oache skin, un skin de vară 45, așa, sau 2, 9, 4, nu, 3, 6, 7, 5, 4, 7, 8, 9, care este skinul de vară, un skin de vară CV în afară de 45, au aici skin, care mai era, 0, nu, care, 116, nu, 117, stai că asta sunt de mafie pe aici. A, 74 de deci dă crash, dar nu-ți dă crash, pentru că la noi e skin 0. La noi e dă skin 0. Seta, oache, skin 45, care o să nu le mai fac celorlaltor admin spam în chat. Apropo de clan, hai să vă mai arăt mai sistemele. Filmez Ștefan. Nu mă deranja. Vei fi banat pentru deranj, YouTuber. Inventez eu motiv și trec pe forum după. Bag regulă 74 plus ca subs. Bun, cu clanul, da? Eu fac da, apropo de asta, mulți se plâng că datorită quest-ului pe care l-am băgat pe server cu bărcile, am văzut că au fost copiate de alte servere. Am văzut că ne-au copiat, adică am văzut pe grup, nu știu dacă e același quest, dar am văzut ceva gen pe barcă. Mă bucur că ne copiază lumea sistemele, pentru că avem și anume succes! Yeee! Ce mișto e să ai succes să copiați de alții după tine. Chiar mă simt bine. Chiar mă simt bine. Da. Noi n-am copiat, sau cel puțin eu așa știu că Xenon a copiat temperatură, quest-urile astea. Ne-au venit nouă. De fapt, unei persoane căreia nu pot să-i dau nume, că e situație delicată, nu pot să dau nume. Bun, lăsați în comentarii cine credeți că e, deși chiar dacă nu v-ați spus niciodată. Avem roata asta, copiată de pe peste o oră, bine. Trebuie doar să fiu un pe server, nu trebuie să faci o rejucată deodată la ori 10, ori 12 ore. Că n-am dat decât toată. Și aici... apropo de asta de căldură! Că asta v-am să spun, nu mai merge aerul condiționat în cameră. Deci la mine acum în cameră nu am un termometru, sunt... Cred că sunt peste 27, 28, 30 de grade și mă cac pe mine de căldură. De asta nici nu fac live azi, pentru că aștept echipa care se ocupă cu reparația aerului condiționat să vină să-mi... repare aerul condiționat, care e acolo în perete, luat din băie de YouTube, și e foarte cald la mine în cameră și nu merge de alarter. Ieri n-am mers, de asta ieri n-am pus nimic. La mine aici e foarte cald, eu stau undeva la etaj, pentru că aici la mine la reșinița dănăcică, auache, da? Am patru case într-o curte mare așa, un conac, cum s-ar spune, și eu stau într-una din case care e cu etaj, da? Și la etaj, aici, e o căldură de mori, deci mori, da? Și dacă nu merge aerul condiționat, băi, deci te sufoci, nu înțeleg de unde pune atâta căldură. Probabil la calculatorul ăsta, pentru că pe live se încinde destul de rău, știi, ca și cum avea un calorifer vara. Gândește că dau drumul la calorifer, cam așa e calculatorul. Că dimensiunile sunt destul de mari ale unității, placa video în GTA 5 pe live stă în 65 de grade, probabil, și... Da, pot să spui că e un calorifer, plus dacă mai ai și monitoarele care emană căldură destul de bine, plus TV-ul și PC destul de cald, plus că tu emani căldură, corpul tău, mai ai telefonul încărcat, se face cald, da, dacă n-ai nicio sursă de răcire, să zic așa, plus că mai sunt și afară, mai ales acum cum bate soarele, că una e să temperatura afară, alta e temperatura care bate soarele, adică se încinde mai rău. Nu știu, e foarte cald la mine aici, în cameră, și dacă nu merge aerul condiționat, sunt cam rip, adică stau la 50 de grade, abia aștept să termin clipul ăsta, ai filmat, să mă cum pula aia afară. Bun, hai să vă arăt quest-ul de la gagica asta de aici, dacă dai start quest, avem un quest. Mamă, s-au făcut 31 de grade pe server, 3% mi s-a încărcat acestea.
Îți spune niște obiecte. Obiectele normal sunt cu galben, la mine se vede așa, la moduri nu ți apar pe mapă pe mod, depinde și modul de mapă pe mod pe care l-ai, pentru că eu nu am să-mi arată și obiecte, probabil voi, dacă aveți alt mod de mapă pe mod, vi le arată. Iată pe map, deci trebuie să merg undeva aici. Sunt 30 de obiecte, pică lucruri bune, nu mereu, dar uite, eu de exemplu am luat treasure puncte, cred că, stai, treasure shop, cu care, uite, am luat 104, dacă fac 150 o zi, boost job, sau respect, sau licență pe 200 de ore, sau clear FP, sau chestii pe care le iei din, uite-l pe la cuvârul zburător, chestii pe care le iei normal din shop, da, și mi-a dat un de ăsta la, check, nu, slash v, nu, stai, că se vede în stats. Sloturi de, da, 2 din 5, știi, normal aveam 4, că eu aveam comp premium și aveam 4 vehicule și am mai luat unul și am mai luat un un slot de vehicule, da? Am înțeles de alții că au luat lucruri destul de bune, s-o adăva, de exemplu, a luat și el slot, parcă ceva puncte premium sau, ok, la chestia asta cu obiecte, unul din 30, ideea e că dacă nu-l termin, nu ți se resetează, adică, uite, de exemplu, ai unul pe zi, da, să-l faci, dacă eu nu-l termin acum, și iau decât 15, să zic, da, obiecte. Mâine le iau pe restul 15, da? Deci pot să fac și 3 zile la un quiz, nu contează că n-ai timp azi, dar nu ți se resetează. Dacă îl termin, îl schimb, nu poți să mai faci încă o dată în ziua aia, dar a doua zi poți să-l faci iar din nou, da? Cam așa e treaba cu quest-ul. Nu știu dacă vă place, să spuneți și voi părerea voastră în comentarii. Părerea sinceră, adică chiar dacă jucați pe alte serveri, să-mi spui, bă, ok, da, eu recunosc, ai făcut o treabă bună până aia pe cu chestia asta. Ideea e că instructorii sunt foarte, stai că nu pot să le iau pentru că e un timp ca să evităm pe ăștia cu hack. Ok. Ce să vă mai zic? Chiar dacă, da, asta, chiar dacă jucați pe alte serveri, bă, ai făcut o treabă bună cu serveri și așa. Da, stai că asta spuneam cu instructorii, sunt foarte presați de licențe pentru că au te dat o gradă și tot serverul vrea și nu sunt doar ăștia 900 de player, probabil din ăștia 900 au dat slash-ul chiar acum o grămadă, mai intră o grămadă înapoi, da, și așa mai departe, dacă activați clopoțelul, o să primiți pe live, o să primiți notificare. De exemplu, uite, noi am ales helperi, au fost o gradă pe live, au fost peste 1000 de oameni când am ales helperi. Pe live s-au văzut întrebările, pe live a fost cureva, au întrebat pe voi pe live, lăsați-mi întrebări pentru cel pe care le alegem acum helper, cel care el ateste helperi. Întrebări despre folosește, nu, pula mea, mă întreb pe mine. Bine că nu faci tichet pe panel, am întrebare să seara. Am folosit. Reașteaptă pe răspuns, pentru că dacă dau NQE sunt 24 de întrebări și 4 helper duty. 4 helper din 2, 4, 6. Apăreți de 15 minute re, sunt 24 întrebări, 4 questuri. 4 helper. UT ar fi prea RPG. Da, îi dă de reclamă că gen RPG punct, știi, și de obicei, uite, de exemplu, Bizon are RPG punct, știi, și când pui RPG punct, textura ți-l... Bă, scriptere, fă-mi sistem, să-mi, împreunat, că de-aia suntem, să-mi meargă aerul pe barcă, să am beutură în barcă. Da, Xenon poate face orice, adică cred că a demonstrat că e scriptor bun în astea două luni de server, chiar dacă are 17 ani, el a făcut toate chestiile astea. Bine, ideile nu sunt, dacă îl copiez pe maestru Ionel cu vorbele, Ionel e Shadow în casă, el cea în viitor. Bine, mă rog, hai să trecem la alt subiect. Și mai aveam ceva de spus, dar nu mai știu sincer ce. Deci, obiecte, bam, quest-ul, ce mai era? Nu mai știu ce mai era, da. Da, chiar nu mai știu ce mai era.
Asta cu helper. O să mai alegem helper pentru că vedeți, avem nevoie. Să nu lăsați un like pentru că vreau să pun mai mult sump și nu pot decât cu susținerea voastră, pentru că dacă văd 800 de like-uri, 7000 de vizionări, nu-mi place. Adică până la urmă n-am ce să fac, da? Mă rog. 870 de ce au ieșit 30 de player, au ieșit boții, mă, îi pică netul lui Xenon, Xenon. Xenon îți pică netul. Yes, boții de pe server. Da. Asta dacă ne întreba, dacă se întreba cineva că avem boți pe server. Da, avem boți pe server, păi da. Ia să vedem câți playeri. 870, avem boți pe server, incredible. 25 de întrebări sunt de la boți. Boții pun întrebări pe server. Da, asta cu obiectele. Chiar nu mai știu. Ah, da, de Xenon. Da, ideile nu sunt ale lui toate. Și ideea e că dacă sunt idei, Xenon le pune în practică. Adică dacă îi dai o idee bună, îi place, da. Asta cu SI-ul, cu licențele, vrem să mai alegem, să mai deschidem facțiune de School Instructor, să mai alegem încă o facțiune, să mai alegem încă un lider deja care are rang 5 în facțiunea asta, să-l vedem. Și să-i dăm, să mai deschidem o facțiune, măcar pe parcursul verii. Mă rog, dacă după vară o să se adăm de pleci, să fie prea mulți instructori, să discute cu raporturile, mai merge pe ce raport, dar facem să fie bine. Acum cu clanul, ce sistem ai mai făcut de clan? Păi, ai aici informații safe. Avem 14 milioane în safe. De unde sunt banii ăștia în safe-ul clanului? Nu-i poți retrage ca și lider, dar poți cumpăra mașini, da? Pentru clan. Dacă dai slash clan, clan vehicles, poți să cumperi Infernus, Burrito, Meris, Tutan și Bullet, să fie și alte vehicule adăugate în viitor. Opa, a luat cineva helper! A luat cineva helper! Edison, helper 1, GG! Clanul nu are tag-ul al capa, îi bag de obicei pe cei care îi văd activ pe penal, adică dacă au gen 20 de ore în ultimele 7 zile, adică undeva la 3 ore pe zi jucate pe SAM, înseamnă că ești un player activ, e vară, n-ai școală, 3 ore pe zi SAM, te poți juca. Și cam pe ăștia îi bag în clan, da? Ți-a arată câți bani a făcut fiecare, de unde sunt banii ăștia? Păi atunci când muncești la job, uite de exemplu, uite Brăsăcel sau altceva, Brăsăcel de rang 6 îți ocupă cu recrutele, ăștia care au 0 o să-i dau afară pe toți. Trebuie să ai minim, nu știu, să vă pun, o să pun cred, probabil o limită de 1 milion pe săptămână să facă. V-am mai spus, e 10% din cât câștigi, dar gen nu ți-a ție 10%, da? Deci dacă faci 30 de ca la, nu știu, la un job, da? 30 de mii pe tură, 3 ca se bagă în safe-ul clanului, da? Dar nu ți-a ție din banii, adică și dacă ești în clan și dacă nu ești în clan, tu tot 30 ca ai luat, doar că dacă ești într-un clan, se duce și la clan. 3K din banii serverului, gen, din, na, se pun la clan, adică nu ți-a ție din bani. Nu vă temeți să ziceți, oh, eu nu intru în clan că mi-a 10% din banii de job. Nu, banii sunt aceiași la job, doar că serverul îi mai dă și la clan încă 10% din ceea ce câștigi tu, da? Și cu banii aia se pot la mașini, se pot spawna doar pentru clan și e un sistem mișto, adică e ceva plus la clanuri, nu doar să vorbești pe chat-ul clanului. Nu ne-au plăcut ideile cu spray-ul pe perete pentru că tu ești la job, îți dă unul atac. Și pula mea, adică la job te duci să iei, să îți aperi ăla peretele, pentru ce? E, nu ne place nouă, nu ne place nouă, nu ne-a plăcut chestia asta cu mașina, să transformă clanul într-o gen, o facțiune, știi? Nu ne-a plăcut chestia asta și de ce nu, e ceva nou, e ceva frumos. Nu e ceva copiat, nu știu, poate dacă a mai fost ideea pe alte servere, ne cerem scuze. Cel puțin pe cei românești mari, Bagie și Bizon, din câte știu, nu e. Pe Bizon nu știu, sincer. Pe Bagie știu că nu e, pe Bizon nu știu. Sper să nu fie, că atunci o să zic că l-am copiat. Dar nu cred că e. Și alte servere mici, acum dacă ar fi, aia, nu cerem scuze. Ce să vă mai zic altceva? Aș vrea sincer o voastră părere despre cum vedeți voi serverul după două... Apropo, asta cu obiectele nu sunt doar, adică sunt și pe canalele astea mici, care sunt accesibile, da, adică uite, de la plajă, de aici, da, de unde încep, costul e aici frumos pe canale, mam, 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 da, uite, pe aici, ești pe aici, ia, uite. E o problemă cu un obiect care se spawnează aici după ăsta,
Deci ca să iei obiectul ăsta trebuie să oprești cu barca aici, să o iei pe jos până aici și să iei obiectul, da? Pentru că dacă te dai jos din barca ai 5 minute la dispoziție să iei, să iei obiectul, da? 5 minute. Deci cam asta face un pic mai greu. Astea nu le ai în fiecare zi în același punct, sunt câteva zeci, sute de obiecte. Nu aveți toți aceleași puncte, dar se mai întâmplă să se mai lovească, uite cum l-am avut și eu și rămâs ăsta, același obiect. Cu se face relativ repede, nu o să-l termin acum pe filmare, pentru că mi-a cred că undeva la o oră să-l termin. Dacă ai niște prieteni, e super tare, deci pe live m-am simțit ca la mare, m-am simțit, jur. Îți faci un fresh de portocale la Blender, vii aici la Samp, dacă mai ai și o răcoare în cameră, e ok. Eu în camera veche unde steam aveam răcoare, și n-aveam aer condiționat. Doar că ești, mă, cac pe mine de cald, deci mor de cald și nu mă pot simți, dar mă simt ca la mare, vă jur. Deci când sunt pe Samp cu skin de ăsta de plajă, cu băieții pe live, cu Caterin, că ne simtem bine, cum s-ar spune, cu cea băutură, băi, mă simt super tare, mai ales cu obiectele astea în apă, e, nu știu, mă simt, e atmosferă frumoasă, chiar mă simt bine. Da, ce să mai zic altceva, cam asta ar fi, cam asta am vrut să vă arăt, pentru cei care nu vă uitați pe live-uri. Astea sunt ultimele noastre noutăți în materie de Samp. Cam asta am reușit să facem până acum. Sperăm și donațiile săptămâna asta, pentru că ne pare rău, două luni de zile, două luni și chiar două luni jumate avem de când am deschis serverul. Și sper că v-ați convins că nu a fost un server făcut pentru bani și un server de durată, da? de care nu l-am făcut doar așa și lăsăm așa, ne interesează, dar ne ocupăm bine. Eu am fost inactiv într-o perioadă atunci, dar acum e ok. Ce să vă mai zic? Update-uri o să facem într-una, în continuu, nu ne interesează că nu avem plăți, că nu facem bani, că plătim 10 milioane la host pe lună. Contează că avem un loc unde să ne distrăm, un loc unde să ne jucăm, un loc unde să filmăm pe server, un loc al nostru unde nu ne trage nimeni la răspundere, unde nu spune Cybernetic ce dacă ai bacu, regulamentul aceeași pentru ăsta e să faci reporturi. Așa și da, ne bucurăm că nu ne trage nimeni la răspundere, că stăm cu ne spawnăm mașini, de parcă playerii nu știu că admini își pot spawna mașini. Sau când ești pe live să spawnezi o mașină sau să le dai viață la toți, știi, când faci și cu fanii, cu cei de pe live, dau area heal 30, da, și dă viață la, pe o rază de 30 de metri tuturor pe care sunt lângă tine, da, le setează viața full, da? Nu neapărat roleplay, nu nici favorizare, doar că vin unii, fac DM, intenționat că știu că am live și eu aș vrea să le dau viață, știi, ca să facem fish împreună, dar pe baie nu prea puteai pentru că, până la urmă, ce ai dat viață la unul așa iurea, știi? O să fii sancționat. Da, până la urmă nu-i serverul tău, știi cum e. Aici e serverul tău, cine ce să-mi fac, adică că le dau viață playerul cu care fac fish. Pula mea. Corect, da? Acum dacă vii un retardat și vine și dă noi sau ne bubuie, intră cum așa noi, în flăcări, ar fi normal să dau viață, că nu-i vina lor. Pula mea, noi ne distrăm, înțelegi, că adică nu. Altă timp când nu le dau bani, nu le setez puncte premium și n-am făcut asta niciodată, nici măcar mie nu mi-a dat, jur, un dolar n-am dat set a Joachim și eu cred că Money e cum am dat. Ia stai, deci bani la mine, da? Money 10 caca. Nici măcar nu e asta cum am dat. Dar cred că e Bank Money. Deci asta e ce poți, seta, da, ore, phone number, job, one, group rank, days, FP, FF, VIP, slots, ROP, PP, gift points, RSP points, cases, group rank, virtual HP, armor, job, skin, material, nu știu, da, poți să dai bani. Sunt belly spula că mă cac, zice, rup jugularea, IP 372. Bine. Cam asta a fost. Băi, vă mulțumesc foarte frumos, o să ies afară că sunt destul de cald aici la mine. Lumea mai zicea că temperatura de acolo ți apare temperatura procesorului tău sau temperatura din camera ta. Nu, e temperatura pe server. V-am explicat cum e. Nu crește foarte mult pentru că n-am vrut nici să vă deranjeze, știi? Adică gen
se face 100%, nu mai poți face nimic, te deranjează, faci o dată la oră, poate te deranjează din activitatea ta, știi? Se face destul de greu, e ok, nu te stresează, a, trebuie, băga mea și pula, ar trebui să mă duc să-mi încar viața, să mă răcoresc, pardon, să mă o să caut în gestul ăsta de-asta. Nu, e ok. Da? Bun. Cam asta a fost, eu am văzut o evoluție de participare, evoluție de vizionare. Lăsați-mi părerea voastră sinceră cu serverul, chiar dacă sunteți fan al serverului sau chiar jucați de pe alt server de nu știu cât, de 2-3 ani. Dar părerea voastră sinceră, fără hate, adică, mă rog, fără invidie, gen, a, futului, îmi bag pula în serverul tău, băi, de căcat, bă, nu-mi place. De ce? Păi, joc pe serverul nu știu care și e mai mișto ăsta, că joc eu pe el. Cum zicea, mă rog, hai, da. Părerea voastră sinceră, da, adică dacă puteți să vă exprimați părerea despre un server, chit că jucați pe alt server, tot respectul. Bine, ne vedem. Hai, că mai zis de 10 ori, că ne vedem, la viitoare.